În acest weekend, polițiștii mehedințeni au fost prezenți în zona turistică Dubova. Oamenii legii le-au adresat recomandări tinerilor referitoare la prevenirea consumului de droguri și consecințele acestora asupra sănătății. Polițiștii compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității, alături de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți și specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mehedinți, au desfășurat activități informative în zona turistică Dubova, pe linia prevenirii consumului de substanțe psihoactive. De asemenea, structurile operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au desfășurat activități pe linie rutieră pentru combaterea consumului de substanțe interzise la volan. Totodată, în cadrul acțiunii, oamenii legii au depistat în trafic un tânăr de 22 de ani, în timp ce conducea un autoturism după ce a consumat băuturi alcoolice. La data de 19 iunie anul curent, ora 3:50, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Orșova au depistat în trafic un tânăr de 22 de ani din comuna Cârcea, județul Dolj, în timp ce conducea un autoturism pe DN57 în localitatea Dubova, după ce a consumat băuturi alcoolice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcool test, care a indicat o valoare de 0,76 mg per litru alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate medicală pentru a fi prelevate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Astfel de activități vor fi desfășurate pe întreaga perioadă a vacanței, dar și în zilele următoare.